Rata de infectare cu COVID-19 este în creștere și în Timișoara, în ciuda carantinei. După 11 zile de izolare, în loc să scadă, numărul infecțiilor a crescut la peste 8 cazuri la 1000 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș se va întruni zilele acestea pentru a lua în discuție prelungirea sau nu a carantinei în Timișoara și în localitățile periurbane. Cred că nu se merge în direcția corectă venind cu soluții care sunt prăfuite și și-au arătat ineficiența în alte zone. Noi avem lângă Timișoara mai multe localități periurbane care au fost carantinate de 4, 5 sau chiar 6 ori și au ieșit de multe ori cu o rată de infectare mai mare decât au intrat în această carantină. Cele mai sigure că vor reduce rata de infectare este vaccinarea, accelerarea ei. Și am militat de la început și militez și acum să facem și mai mult pentru acest lucru. Restricțiile și coerciția sunt funcționale pe termen scurt. Pe termen lung avem nevoie de informare din partea organelor de ordine, nu amenzi, de vaccinare și reguli respectate din convingere.